Nu, pe aia te-a văzut de spunză, mă, trebuie. I-a tăiat acolo. I-a tăiat și-a mai tăiat la... El a zis că am intrat pe raza comunii lui și a tăiat popii. Care-i popii pe raza comunii mele? Nu, mă, el gândea că aia să și plante. Eu am autorizație și n-am ce discuta cu ei. Sărașii e autorizație, care o am eu. Ce veți face cu pomii? Cum e contractul? La școli. Ce să faci? Eu dacă am autorizație, tai în continuare. Nu tăiezi nimica, mă, frate. Cine? Nu tai nimica, mă. Deci autorizația asta, din decembrie, am de la Consiliul Județean să tai plop pe raza teritorială administrativă a comunii Zmeieni. A dat la Țintești pe raza comunii Zmeieni până la Zmeieni. A luat Țintești. Am început să tai cu oamenii de la primărie. Știi câți bani ar fi trebuit să dau eu și material lemnos firmei care tăia? 200 de plopi. Un plop din ăsta are la 5-6 metri cubi. Am pus la 4 metri cubi. La 4 metri cubi, la 200 de plopi, 800 de metri cubi. 800 de metri cubi cu cât vinde domnul milion metru cub la oameni, 800 de milioane. De ce să-mi plece mie din primărie 800 de milioane când poți stai cu oamenii mei? Am muncitori, am bulto-escavator, am două drujbe. Că ți-a dat Consiliul Județean peste aprobarea mea, asta e altceva. Eu am făcut plângeri la poliție, instanțele și legea va stabili cine are dreptate, eu sau matale, că-i dat de la Consiliul Județean. Și normal. Păi da, eu nu știu de când ești matal primar, dacă ai văruit vreodată pomii ăștia în Zmeieni. Ai dat vreo pitine? Păi, eu i-am văruit, da. Când i-am văruit? Eu știu că sunt relații aici, dar nu trebuie să veniți... Dar nu de relații. Dar ce contează? Asta iarnă, asta iarnă. Ai venit ca să spui de aici, drumul ăsta, cum era? Care drum? Eu ce ăsta? Nu, ăsta e drumul județean, omule! Județean. Nu, pe drumul județean a domnului Mocanu! Nu e al meu! Eu am treabă cu drumurile comunale! N-am treabă cu drumul județean! Domnul, pentru drumurile județene, ia dați-o alea că... Pentru drumul județean a fost licitație la Consiliul Județean, firme care au câștigat autorizația, au câștigat licitația. Cum a fost drumul ăsta? Nu mă întreba pe mine ca primar, eu am o treabă de drumurile comunale, sătești ale mele. Și lăsăm la o parte drumul. Că mi-a făcut o reclamație la Consiliul Județean că ți-am tăiat eu 26 de plopi. Cotarul e tot acolo. Unde? E tot acolo. Noi nu ai cotar. Uite. Pe partea aia acolo până la cap. Nu, 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 nu. Cine a pus hotarul acolo? Cine a pus acolo hotarul la Zmeieni și Brădeanu? Hai de nu mai umblați cu vrăjeală, că vreau să vă spun aici nu mai tai niciunul. Hai să arătăm actele. Eu am dat actele copiii la poliție, omule. Tu actele sunt la poliție. Gata, la sunt organe abilitate ale statului, vine poliția, le și le pune, cercetează. Am și-o de-aia de la primărie, când era de la Consiliul Județean. Ce și așa, ai văzut asta? Să dai o lege, trebuie să o abroși pe ailantă. Păi dacă am autorizația, am autorizat, domnule, la băiat. Unde e autorizația? Eu am autorizație, mă. Nu exploatez, bă, nimic aici, ce naiba? Păi baba, e după mine. Nu mă face că... Deocamdată, vreau să spun ceva. Până când te duci te judeci cu cineva, stai liniștit până când instanța îți spune cine are dreptate. Nistor sau Năstase, Consiliul Județean sau Arlantu. Să stopează orice, așa e legea, dacă știi că ești primar de 8 ani de zile și matale. Nea Nistore, dacă legiuitor, organul abilitate al statului, îți dă dreptate matale, jos pălăria. Care are dreptate? Nu trebuie să mă cert eu cu matale. Da, nu mă cert. Vezi? Deci Consiliul Județean a făcut ceva acolo. Deci peste una, când dai o lege, trebuie să o anulezi pe ailantă, mă. Ca să poată aia să fie în vigoare. Cum ai dat matale două titluri de proprietate? Îi dai dânsul întâi, vor vii și îmi dai și mie. Și acum zici, cum să plec, mă, după pământul meu, că am titlu de proprietate. Mă duc și eu și spun, am titlu și eu. Zici, ia opriți-vă, mă. Dole, eu acum, dacă omul ăsta a venit, tai și de porul clarificat, ce nu mai au, ce să-l... Pe cum să tai azi? Păi da, acum dacă o să-l amas azi... Păi ce n-ai adus? Nu, dai, dar duci în spinare acasă, poate, nu, bre, nu mai zic. Nu, bre, nu mai zic. Deocamdată să stopează până când se termină început. Eu am depus o plângere. Ai acte și matale și eu. Până când se finalizează... Nu ai actele mele, spun eu. Dar în matale ce ai altă coană? Pe cum? Bre, mai o las cu... Ai altă coană? Nu, dacă nu mai fi primar, mai ești cu mătru, cu cine, cu mama, unde?
Nu, așteptăm la poliție economică, ne-am nici vini, vedem ce faci. Nu, dacă n-are cum să tai, că aduc eu oamenii coace dacă tai. N-are cum să tai. Nu, că n-ar stăm să... Ce dată-i scoasă dânsa aia? Pe ce dată? Pe 7? Pe cum adică nu mai... Dar eu de unde sunt dismen, nu? Auzi, ne-am nici toate. Ia treci matale în locul meu, năstați și eu nici toate. Ia stai matale, acolo, vedem. Am luat-o de la matale, am luat-o de la hotare, tip hotarul cu el. Ia-ti pământul nostru aici. Ăștia stăiesc de acum, nu-i pământ pe aici, terenul nostru. Noi suntem mai proști, noi n-are față de... Ia stai acolo, ia stai acum 8 ani, i-ați luat pe toți. Ia prea patrianul de la așa, lua când era domnul Vasilescu. Stează cu oamenii să nu-l lase. Hai să fim și... Auzi, ia stai alea, că ai făcut apel la lege. Nu. Tocmai. Atunci Prudeanul ce era să facă? Să nu respectă legea? Că a tăiat-o după raza mea. Unde? Că a tăiat a trebuit să ies eu pe comuna Brădean? Păi dar cum se face? Că era jos în medicul, la milic nu se face asta. Dacă intram noi, nu e n-are. Problema este că dacă nu ne dădea nepartiții nouă să-l luăm... Nu vreți bine, Alistra. Unu sau? Unu și trei ocupați, alegeți. Unu la unu. Pe baza la asta s-a scos autorizația. Ia-n tot aici. Ce faceți? Păi ce să facem? Ca să nu le-a... Nu le-a oamenii ăștia de la Brădeanu. Oamenii ăștia de la Brădeanu. Și ce să-i faci? Mai altfel nu-l tai. Și așa a tăiat din el, ce a tăiat de acolo. L-a pus în mașină acolo. Ui să uite la graniță unde este și unde propriul lor. Le-a tăiat de acolo încolo. Ce caută aici? Foarte nemulțumesc. Cum să nu fim nemulțumesc, da? Dacă ne intră pe teritoriul nostru aici, cum să nu? Ce noi ne-am dus pe teritoriul lor să tăiem clop de acolo? Vine primarul, vine... Am tăiat până a venit vremea rea asta iarnă și am lăsat după alegeri. În perioada de toamnă ne apucăm să tăiem. Dar dacă pentru alții sunt plopul, este un element electoral, e treaba dânșilor. Cu